Scandal în comuna Bălușeni din județul Botoșani. Viceprimarul Laurențiu Lupașcu a decis să renunțe la funcție acuzând lipsa de colaborare cu primarul Claudiu Gheorghe Doroftei. Cei doi politicieni fac parte din partide diferite. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Laurențiu Lupașcu susține că primarul are un comportament de despot, fiind un cheltuitor pe campaniile de imagine, dispus să terorizeze angajații primăriei, să folosească bunurile și resursele financiare ale primăriei în interes propriu. În doar câteva ore, postarea a stârnit zeci de reacții în mediul online.